ți-ai petrecut vacanța pe timp de pandemie? Vacanța mea de vară a fost obișnuită, ca toți ceilalți, a avut și plusuri, minusuri. Plusurile au fost că am alergat, mi-am petrecut mult mai mult timp afară cu prietenii, am făcut mult mai mult sport, petrecând o viață mai sănătoasă, dar minusurile au fost că n-am tot plecat la tabără, n-am tot să merg prin Chișinău, pentru că masca mă fel de înghisuiaș, nu putem să respir așa de bine. Dar a fost foarte bine, distractivă și mi-a plăcut foarte tare. Cum ți-ai petrecut vacanța pe timp de pandemie? Această vacanță n-am putut să o petrec cum ne-am dorit din cauza pandemiei. Am stat mai mult acasă, am ieșit mai rar decât ieșeam. Cu prieteni. Cum ți-ai petrecut vacanța pe timp de pandemie? Vacanța pe timp de pandemie am trecut-o cu prietenii, cu familia, distrându-mă, ieșind la plimbări de seară, la concert am fost și cam atât. Cum poți descrie tu activitatea ta pe timp de vară? Luând în considerare de cunoștințele dobândite, a fost o vară foarte productivă, adică am învățat engleză toată vara, practic. Ceea ce țin distracții și cunoștințe noi, cred că dacă nu ar fi fost ultima activitate, ar fi fost o vară foarte tristare. Ce zic? Pur și simplu am avut o tabără, 5 zile, cred că a fost o tabără care m-a marcat, anume persoanele din ea. Am practicat în Baros și, în general, m-am pregătit pentru un nou an școlar, pentru noua școlar. Sunt plină de emoții pozitive și energie ca să iau nouă știință. Au avut careva influență, pandemie, restricțiile asupra activității tale? Singura influență care a avut-o a fost mașini în trolebuze, în rest, distracțiile de vară au decurs în mod normal și cam atât. Această vară a fost așa mai deosebit pentru mine, din motiv că a fost pandemia. De obicei, în verile precedente, mergeam la tabără, însă în vara aceasta nu am putut să merg la tabără din motivul pandemiei. Da, au fost tabere, dar erau cu restricții, trebuiau mai puțin copii, trebuia să te înscrii acolo și să completezi formulare anumite. În rest, așa, acasă, cu familia, la sfârșit verii am avut ocazia să merg în Italia. Acolo am vizitat locuri turistice, dar iarăși din pricina politicii n-am putut să vizitez multe locuri, deoarece, după cum știm, sunt multe restricții. Chiar ieșind din zona noastră, Republica Moldova, ajungând în Italia, s-a văzut așa o apăsare că trebuie măștile de purtat mai intensiv, mai nu ca la noi. La anul fost vară foarte încărcate, am avut foarte multe lucruri, dar de fapt lucrările și fac lucrări manual, adică mă refer la ecoane și tablouri de zise. Și practic toată vara am lucrat. S-a răsfrăs cumva activitatea, pandemia asupra activității dumneavoastră? Da, a avut un impact nu chiar bun, pentru că înainte de pandemie aveam evenimente, expoziții la care participam, dar deja s-au mai reducat. Eu vara aceasta mi-a trecut-o foarte frumos. Chiar pot zic că a fost o vară mai frumoasă față de ultimii 2 sau 3 ani. Am fost în altă țară, am călătorit. A fost foarte frumos acolo, ne-am văzut frații, nepoții, am avut niște amintiri frumoase. A influențat cumva pandemia asupra călătoriei tale? Da, am făcut testele COVID, când trebuia să plecăm. Noi cerut testele și acolo, în țară, era foarte strict masca, adică doar numai cu mască și... De vara aceasta, în timp de pandemie, am fost cu părinții la mare, ne-am distrat de minune la concerte de Chișinău, a fost în excursie, a fost o vară minunată. Inițial am planificat o vacanță cu familia în Cipru, dar... Dat fiind faptul că încă mai predomină pandemia în țara noastră, ne-am limitat în a explora locurile pitorești și atracțiile turistice din țara noastră.
Spre exemplu, ca Mănăstirea Curchi, Mănăstirea Saharna, Orheiul Vechi și multe alte mănăstiri din țară. La fel, am încercat să petrecem cu copiii mai mult timp. O, este o întrebare interesantă. Pe timp de pandemie am activat și ca învățătoare, cu toate că avem vacanță, dar m-am odihnit. Nu peste hotare, aici alături, la râul Nistru. Respectiv, dacă suntem învățători, nu continuăm să muncim și pe perioada vacanței. Am participat la multe proiecte naționale și internaționale. M-am încadrat în multe ateliere de lucru. Ceea ce ne ofer să ne ridicăm un pic pe scara succesului.